Concursul de rezidenție a desfășurat astăzi la Timișoara a avut loc fără niciun incident major pe durata celor 4 ore de examen, după cum ar fi membrii comisiei. Locurile au fost pe cele 3 facultăți, pe cele 3 direcții, medicină, medicină dentară și farmacie. Cele mai puține, bineînțeles, au fost la farmacie, unde am avut 25 de candidați pe 7 locuri, 2 nu s-au prezentat. La medicină dentară am avut 150 de candidați pe 55 de locuri cu un absent. La medicină generală, 470 circa, aici s-ar putea să greșesc puțin, pe 457 de locuri. Organizarea a fost bună, candidații de asemenea au venit la ora stabilită și s-a putut petrece totul conform planificării și metodologiei Ministerului Sănătății, respectiv a Comisiei de Rezidențiat din Universitate. O candidată a avut nevoie de îngrijiri medicale, deoarece a leșinat în timpul concursului. Din nefericire pentru ea, nu a mai putut să finalizeze acest examen. Un singur mic incident, am avut o candidată care a leșinat la un moment dat. După cum vedeți, în spate se află și ambulanța. Noi permanent am avut la dispoziție tot ce trebuie ca să nu avem incidente sau accidente majore. A încercat, dar până la urmă a renunțat. Conform regulii, în primele 3 ore, cine iese e considerat retras, indiferent din ce motiv. În ultima oră, dacă cineva se retrage, îi se consideră grila cu punctele pe care le-a marcat corect până în acel moment, considerându-se că într-o oră nu se pot copia sau influența atâtea întrebări câte sunt. Urmează contestațiile în următoarele 2 zile și să afișăm rezultatele definitive. De altfel, în acest moment se petrece corectura în săli, de față cu candidații. Fiecare grilă este scanată de un IT-ist din comisie, în fața comisiei și cu 3 martori dintre contracandidați. Ca atare nu există posibilități de fraudă sau de a contesta ceva ieșit din comun, decât eventual mici scăpări, din păcate, ale lor. Adică dacă nu au completat cum trebuie acele buline, s-ar putea ca scannerul să nu recunoască o bulină, dacă ea nu este complet hașurată. Și atunci de acolo pot fi discuții și dacă ei contestă, la contestații li se arată acest lucru și li se explică și se clarifică aceste mici probleme. Dacă în alți ani au fost probleme cu unele întrebări din grile care au fost greșite și ulteori s-a schimbat punctajul candidaților, de data aceasta totul a mers strună, după cum afirmă cei din comisie. Grilele sunt corecte, n-am avut nicio contestație. De obicei, când ar apărea mici greșeli sau mici devieri de la bibliografie, ei imediat, așa spun, sunt greșeli. Atenție să definim greșeala. Aceste mici devieri de la bibliografie sau de la ce se așteaptă ei nu au existat. De obicei ei sesizează pe parcursul examenului într-una sau alta din săli, cineva reclamă acest lucru și atunci comisia, din timp aflând, poate invalida, să zicem, o întrebare pentru toată lumea ca să existe aceeași egalitate de șanse. Ei, anul acesta totul a mers impecabil. Repartiția candidaților pe centre universitare va avea loc peste o săptămână, data de 30 noiembrie.